S-a votat la Senat proiectul vostru, proiectul PSD, de scoatere din zona ariilor protejate a investițiilor hidrotehnice, nu? Astăzi urmează să se voteze acest lucru. Câteva asociații zic că sunteți pasibili, că noi ca țară suntem pasibili de infringement. Da, într-adevăr, a trecut de Senat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 158 din 2018 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 57 pe 2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Este adevărat, ieri am discutat cu colegii mei parlamentari, a intrat în Comisia pentru Industrie, iar astăzi, din câte știu, urmează să intre în plen. Din discuțiile care au fost în Comisia pentru Industrie, știu că nu au fost probleme, au apărut doar câteva amendamente care vin în sprijinul acestei propuneri legislative. Propunere legislativă care, fără discuție, vine categoric în întâmpinarea finalizării unor capacități hidroenergetice. Deci eu cred că la momentul acesta, așa cum stau lucrurile, vom avea acest proiect legislativ care, din punct de vedere al respectării condiționalităților de mediu, se poate fi finalizată și, desigur, vorbim aici în special, pentru că se află pe teritoriile județelor Gorj și Hunedoara, amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești, o amenajare hidroenergetică cu o putere instalată de 65 de megawați și despre care știm foarte bine ce s-a întâmplat în ultimul timp. Legat de întrebarea pe care tu mi-o adresai cu privire la atitudinea sau poziția unor organizații non-guvernamentale în ceea ce privește declanșarea unor situații care să vizeze infringementul legat de aceste lucruri, cred că din punctul meu de vedere, și când spun din punctul meu de vedere, mă bazez în primul rând pe legislația în vigoare și pe lucrurile pe care eu le-am gestionat pe perioada mandatului de secretar de stat. Și ca să fiu mai exact, vreau să spun că aici a fost într-adevăr o situație, o cauză care s-a deschis pentru România, cauza 4036 din 2015, și am în față documentele ca să discutăm cu documentele pe masă, o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de Directiva 60 din 2000, de stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, și Directiva 43 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. În 2018, la o întâlnire organizată de Ministerul Afacerilor de Externe, unde au participat toate instituțiile implicate, unde eu am fost personal acolo, nouă ni s-au adresat foarte clar legat de această cauză de infringement, care vizează, ca să fie foarte clar, partea de microhidrocentrale. Ni s-au adresat trei întrebări, la care am răspuns acolo, pe loc, dar și în scris, să se specifice în cadrul strategiei energetice numărul de hidrocentrale existente și în funcțiune în prezent pe teritoriul României. Discutăm mai exact de data de 5 decembrie 2018, când am pus în documente toate aceste lucruri, să se precizeze în cadrul strategiei energetice impactul energiei hidro în mixul energetic național și, de asemenea, să se menționeze cu claritate în strategia energetică care este politica privind construirea de noi hidrocentrale și dacă se vor mai construi microhidrocentrale. Deci, din acest punct de vedere, strategia despre care tu știi foarte bine, Dan Moșteanu, prevede la capitolul hidroenergie. Și am să citesc chiar din strategie, ca să nu existe loc de interpretări, evoluția sectorului hidroenergetic pentru perioada 2018-2030 cu perspectiva 2050 se va realiza în următoarele coordonate: armonizarea cu politicile europene privind protecția mediului, planificarea integrată a valorificării resurselor de apă și reluarea implicării financiare a statului în proiectele hidroenergetice cu folosințe complexe. Aici discutăm de Răstolița din Mureș, dar și de amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Satului Bădeni și, desigur, nu în ultimul timp, în rând, investiții noi și modernizarea centralelor existente, menținerea unui grad ridicat de siguranță în exploatare. Deci, cu alte cuvinte, această propunere legislativă vine și va ajuta
realizarea sau finalizarea acestor obiective de investiții și mai mult decât atât organizațiile non-guvernamentale care au alte interese decât interesele naționale în ceea ce privește infrastructura energetică se vor izbi categoric de un document sau de o lege foarte clară pe care statul român prin Ministerul Energiei și prin companiile la care este majoritar acționar se bazează și este vorba de legea 292 din 3 decembrie 2018 cu privire la evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Dacă amenajările hidroenergetice nu au făcut evaluările de mediu cu acord de mediu, atunci, într-adevăr, ar putea fi o problemă. Având în vedere că această lege a intrat în vigoare încă din 2018, având în vedere că inclusiv pe amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Bumbești-Livezeni, încă de când eram secretar de stat la Ministerul Energiei, s-a demarat procedura de evaluare adecvată și care acum este în fază finală cu un raport de mediu și se așteaptă doar câteva observații de la Agenția de Mediu, nu va exista, sper eu, absolut nicio problemă. Aici, ca un caz particular la amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești, există doar o mică problemă care sunt convins că hidroelectrica cu ANAR-ul, pentru că cele două instituții sunt implicate, o vor rezolva în sensul avizului de gospodărire a apelor. Legea 292, cea despre care vorbeam, cu impactul asupra mediului, prevede un nou aviz de gospodărire a apelor. Hidroelectrica, desigur, printr-o hotărâre definitivă, și aici mi se pare că e vorbind de un paradox, printr-o hotărâre definitivă îi validează acest aviz de gospodărire a apelor. Deci, ca să tragem așa o concluzie, având în vedere legislația în baza căreia se efectuează evaluarea de mediu, legea 292, având în vedere această propunere legislativă care, demarată de colegii mei de la PSD și mai exact de domnul senator Zafir, în baza acestor legi, cu siguranță, amenajările hidroenergetice care se află în diferite faze de execuție, unele dintre ele, așa cum este amenajarea de pe Jiu la 90% grad de execuție, se vor finaliza. Pentru că suntem la Gorj și ne interesează în primul rând ce se întâmplă cu această amenajare. Eu sunt convins că odată cu obținerea autorizației de construire pentru rest de executat, pentru că despre asta este vorba, hidroelectrica să-și comaseze forțele și așa cum avem, și aici este un document oficial, așa cum avem în documentul aprobat de AGA, lista proiecte de investiții, amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești să fie pusă în funcțiune cât mai repede. Eu sunt optimist și sunt convins că, dincolo de acțiunile pe care organizațiile non-guvernamentale, desigur, au acest drept, trăim într-un stat democratic, dincolo de acțiunile pe care le vor demara, cred că de data aceasta, de fapt, sunt convins, nu vor avea câștig de cauză. Repet, și aici voi face această precizare, voi sublinia acest lucru de câte ori este cazul, sunt și noi iubim mediul și eu, ca om care lucrează de foarte mult timp, de peste 35 de ani în energie, îmi doresc să trăim într-un mediu curat, dar pe de altă parte nu putem să nu valorificăm unul dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante zone în care se poate produce energie verde și vorbim aici de potențialul hidroenergetic de care dispune România. Corect. Deci nu se riscă niciun infringement în momentul de față. Discutăm de o cauză veche, demarată încă din 2015, în strategia energetică și vedeți că cei de la instituțiile implicate în rezolvarea acestei probleme ne-au adresat încă de la momentul acela întrebări legate de strategie. Iar noi în strategia energetică la capitolul hidroenergie am fost foarte atenți și suntem în continuare foarte atenți pe ceea ce înseamnă partea de mediu și condiționalitățile de mediu. Suntem într-un stat european, facem parte din Uniunea Europeană și trebuie să înțelegem că avem obligații, dar trebuie să mai înțeleagă și foarte mulți din Uniunea Europeană, că vorbim de ONG-uri sau de alte instituții, că avem și drepturi. Sunteți coordonatorul strategiei grupului care a elaborat. Da, faceți parte din grupul, a și coordonat grupul care a elaborat strategia energetică a României.
Astăzi suntem într-o situație deosebită față de traseul pe care îl luasem referitor la energie, adică renunțarea la cât se poate de mult din energia pe cărbune și așa mai departe. Ne întoarcem și încercăm să producem din luna mai, să dăm în sistem pe cărbune 300 de megawați ora. Aș vrea să vă întreb, ați făcut o strategie în care cărbunele era prezent până în anul 2030? 30. Da. 2038 și iertați-mă că vă întrerup. Vă rog. Nu întâmplător am acest reper, anul 2038, pentru că am plecat de la un lucru cât se poate de clar și până la urmă cel mai important, care mai este rezerva de limit de care dispune România, în așa fel încât în funcție de capacitatea de exploatare a complexului energetic Oltenia să ne putem realiza o foaie de parcurs care se întinde până în 2038 pentru ceea ce înseamnă funcționarea capacităților de energie pe lignit. Deci pentru 2038, desigur, în condițiile în care am colaborat foarte bine cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, cu o producție flexibilă între 16 și 17 milioane de tone de lignit, se poate produce complexul energetic Oltenia, mai exact, poate produce până în 2038 o cantitate de cel puțin 10 teravaci oră, dar foarte important aici, domnul Dan Moștanu, și eu am spus acest lucru cu o schemă de sprijin legiferată, pentru că acum a fost această situație cu ajutorul de stat. Și vreau să vă mai spun un lucru. Ați spus dumneavoastră că iată acum se revine la energie. Suntem într-o conjunctură, de asta vă întreb. Perfect. Ăsta este termenul. Eu nu sunt de acord să funcționăm conjunctural în sistemul energetic național. Dar nici nu există o strategie în momentul de față. Da, pentru că nu era nevoie de acest eveniment nefericit din Ucraina ca să realizăm că în România avem foarte multe resurse energetice primare din categoria cărora face parte și cărbunele, ca să putem să ne asigurăm, și noi am mai discutat despre acest lucru, independența energetică. Deci o spun așa cu mâna pe inimă și gândindu-mă la ce se întâmplă în Ucraina. Nu era nevoie de acest eveniment nefericit ca să realizăm că România are nevoie de toate, de valorificarea tuturor resurselor energetice primare și, desigur, vom vorbi aici și de cărbune. Și dacă vă aduceți aminte bine, în strategia energetică și vorbeam foarte des și voi vorbi de câte ori voi avea ocazia în spațiu public despre un obiectiv extrem de important care se regăsește în strategia energetică, valorificarea resurselor energetice, creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale, corect, dar și pe piețele europene de energie prin valorificarea resurselor energetice primare, așa cum spuneam, în categoria cărora intră și cărbunele. Pentru că România se bucură de un mix energetic al resurselor energetice primare diversificat și discutăm aici categoric de petrol, de gaz, care sper în sfârșit să fie extras din Marea Neagră, de cărbune. Beneficiem de asemenea de, pentru că tot discutam la începutul emisiuni, de un potențial hidroenergetic semnificativ și, desigur, nu în ultimul rând, dispunem și de un potențial în zona energiei regenerabile și aici mă refer la energie eoliană și fotovoltaică. Credeți că este momentul acum să gândim foarte clar, să ne așezăm foarte clar și să gândim foarte bine ceea ce se va întâmpla cu sistemul energetic pe viitor, pentru că vrem nu vrem ne-am lovit de conjunctura asta, am devenit importator net, da? Importăm zilnic 2-3 mii megavați, 2000 și ceva pe acolo. Da, ne-am dus pentru că mergem pe cât ne permite puterea. Prin lucrările pe care în ultimul timp Transelectrica le-a făcut și îmbunătățit. Dar nu asta e ideea, pentru că noi nu trebuie să ne uităm neapărat la import, deși trebuie să ne diversificăm căile în ceea ce înseamnă partea de securitate energetică. Să ne uităm la ce putem exporta, pentru că România și prin strategia energetică își propune să devină exportator net odată cu atingerea obiectivului de independență energetică. Foarte bine a spus. Bun, și în momentul de față este un moment de cotitură. Ar trebui să ne așezăm și să elaborăm o strategie adevărată?
Avem o strategie elaborată care urmează, care ar trebui să urmeze procedura legislativă și să fie aprobată. Problema se pune în felul următor. Sigur, eu am spus-o în nenumărate rânduri și în discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră și în privat, dar și în spațiu public, pentru că au fost aceleași discuțiile. Strategia energetică este documentul de bază care poate sta pe masa negocierilor cu Comisia Europeană în ceea ce înseamnă perspectiva sistemului energetic din România. Toate țările sau majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și în special cele cu resurse energetice primare au făcut acest lucru. Au fost multe momente de cotitură și, din păcate, atenția către strategia energetică și către infrastructura energetică nu a fost una foarte puternică. Dar acum, iată, în acest context european, în acest context global, și mă refer la criza energetică, dar și, din păcate, trebuie să mă refer la ceea ce se întâmplă în Ucraina, este foarte clar că România, în perioada următoare, trebuie să își aprobe o strategie energetică, repet, așa cum au făcut și celelalte state, pentru că nu trebuie să acționăm pompieristic, conjunctural, pe zona de energie, în funcție de evenimentele care se întâmplă în Europa sau în lume. Și atunci avem o strategie energetică, eu am spus un lucru foarte clar, planul de restructurare al complexului energetic Oltenia nu ar fi trebuit integrat, cum au făcut colegii de la PNL, în strategia energetică. Acolo avem un scenariu optim, repet, scenariul optim care a fost elaborat în baza analizelor cantitative și calitative pe modelele PRIMES, modele care sunt în ton cu ce își dorește Uniunea Europeană, și de acolo reiese foarte, foarte clar ce își dorește România. Sigur, am plecat pentru fiecare an de la o creștere economică prudențială de 3%, viitorul cărbunelui până în 2038 există pentru că avem resurse energetică primară, numai că trebuie să existe și voință politică. În momentul de față, avem posibilitatea să adoptăm strategia energetică. Problema se pune cum? Avem legislație, problema se pune cum? Legea energiei poate fi modificată și acolo ne putem duce și avem proiectul legislativ pe Lex 470, pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei parlamentari. A trecut de Senat, cu unanimitate de voturi, a trecut de Camera Deputaților, a primit, atenție, foarte important, aviz juridic favorabil de la Comisia Juridică, foarte important, a primit aviz favorabil de la o comisie extrem de importantă, Mediu și Echilibru Ecologic. Urmând ca în cele din urmă, Comisia pentru Industrie, cea care trebuie să elaboreze raportul final, să facă acest lucru și să introducă, să meargă în plenul Camerei Deputaților. În schimb, a mai apărut o problemă legată de această modificare a legii energiei. Vă spuneam eu, cred că într-o emisiune anul trecut, că România, în general, are obligația ca stat membru al Uniunii Europene să transpună foarte multe capitole din legislația europeană în legislația românească. Desigur, unul din aceste capitole se referă la directiva 944 din 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a regulamentului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei. Și aici, înainte de intrarea la guvernare sau în momentul în care s-a stabilit, sau mă rog, am convenit că vom forma guvernul PNL cu PSD, eu am făcut parte din echipa care a construit programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR și am stabilit foarte clar un punct, acela de a aproba strategia energetică. Și a rămas să stabilim tot împreună dacă strategia energetică a României va fi aprobată prin lege, și aici trebuie să fac din nou o precizare, toți liderii politici de-a lungul timpului, că s-au aflat mai mult sau mai puțin în opoziție sau la guvernare, au spus, mai ales atunci când erau în opoziție, și stau mărturie declarațiile publice, că strategia energetică este un document fundamental
care trebuie să parcurgă procedura legislativă completă în sensul de a fi aprobată prin Parlament. Ei, acum și PSD-ul și PNL-ul, desigur, și colegii noștri de la UDMR sunt la guvernare, toți au spus la unison la diferite momente că avem nevoie de o strategie energetică aprobată prin lege. Deci, din punctul meu de vedere, n-ar mai exista o majoritate zdrobitoare de 70% în Parlament, nu ar mai exista niciun impediment ca această strategie energetică să fie aprobată prin lege. Eu nu vreau să arăt cu degetul, dar cred că colegii de la PNL s-au grăbit, au venit cu ordonanța de urgență 143 din 2021 și există aici un capitol foarte clar. La articolul 4 se modifică aliniatul 1 și spune că doar strategia se aprobă de guvern. Nu știu, vom vedea. Sper ca să avem în perioada următoare o discuție la nivelul coaliției, pentru că, vedeți, a fost nevoie de o criză energetică pe care să o suportăm, în special noi consumatorii casnici, dar și consumatorii casnici, care, din păcate, de care depinde până la urmă economia României, ca să ajungem cât de importantă este o infrastructură energetică, cât de importantă este independența energetică. Și acum, nu vreau să fiu răutăcios, dar, domnul Dan Moștean, au trecut peste 30 de ani de la Revoluție. Foarte puține capacități noi de energie au fost puse în funcțiune. Eu am mai făcut o precizare în acest sens. În afară de grupul de 800 de megawatți de la Brazi, de reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă, sigur, capacități care erau în proporție de peste 50-55% executate înainte de 1989. Și în afară de cei 4500 de megawatți în eolian și fotovoltaic, pentru că România a dispus de una dintre cele mai generoase scheme de sprijin în ceea ce privește acordarea de certificate verzi, nu s-a făcut mare lucru. Deci 4500 și cu 800, nu, 3700 și cu 800, 3500 de megawatt și cu 1400 cele două grupuri, undeva până în 5000 de megawatt în 31 de ani noi capacității puse în funcțiune. Și asta în contextul în care, bine, putem să spunem, dar nu vedeți, criza energetică avem în toată țara, în toată Europa și în toată lumea. Este adevărat, prețurile au crescut alarmant și Uniunea Europeană nu ar trebui să se mire, pentru că a venit mult prea abrupt cu această rezoluție în Parlamentul European în ceea ce privește Green Deal-ul. Uniunea Europeană importă peste 60% din energia pe care o consumă. Și în condițiile în care s-a dorit foarte repede închiderea unor capacități de producție și într-un timp foarte scurt, iată, s-a ajuns, din păcate, la această situație. În România, din păcate, prețurile sunt foarte mari. Eu aș mai vedea lucrurile și din alt punct de vedere. Să știți că, într-un fel, suportă consumatorul din Germania, care are un salariu decent, da? Un salariu decent, prețul energiei, și alta este consumatorul din România, unde, din păcate, salariul este în continuare destul de mic. Companiile noastre sunt, din păcate, într-un mare impas, pentru că, așa cum vedeți, din păcate, prețul energiei este în continuare destul de mare. Măsurile au venit în Europa, au venit și în România. Vom vedea în perioada următoare, asta desigur pe termen scurt, ce rezultate va da această schemă de sprijin. Dar nu trebuie neglijat sau nu trebuie neglijate măsurile pe termen mediu și scurt. Ori măsurile pe termen mediu și scurt, eu nu voi renunța la această bătălie de a aproba strategia energetică. Măsurile pe termen mediu și scurt nu pot fi luată decât dintr-o foaie de parcurs clară pentru infrastructura energetică, de la producătorul de energie până la consumatorul final, și lucrurile acestea nu se pot regăsi. Ele sunt, de fapt, avem un pachet de măsuri și de acțiuni în strategia energetică a României și, foarte important, Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice, care este valabil pentru 10 ani. Deci două documente fundamentale pe baza cărora România
își poate negocia oricând țintele asumate la nivelul Uniunii Europene. Și foarte important, am mai spus-o și am să o repet până când lumea sper că va înțelege acest lucru, Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice, conform articolului 25 din regulamentul privind guvernanța Uniunii Energetice, este elaborat în baza strategiei energetice. Nu poți să ai două documente care privesc diferit, care ar putea să privească diferit viitorul sistemului. Dezvoltarea în sensul ăsta, corect. Mulțumesc tare mult!